acest clip o să vă arăt setările pentru MobiZen, așa că rămâneți până la sfârșit ca să înțelegeți despre ce este vorba. Bun. Pentru a putea face o poză, un screenshot cu acest screen recorder, apăsați pe poza de la screen recorder și aici găsiți și facecam și să faceți poză. Apăsați pe fotografie și o să vă facă poză. Aici pui pe pauză la a doua bulină și prima bulină este pentru a închide filmarea. Bun. Eu nu știu dacă o să pot să vă arăt tot. Dar da. Bun. Ca să faceți, să vă puneți o poză la acest screen recorder, apăsați pe opțiunea asta aici, unde este fața. Apăsați pe imagine și dați alegeți o poză. Voi vă selectați poza și o să vă pună acest screen recorder. Aici sunt mai multe opțiuni care puteți să vă alegeți. Aici la facecam veți găsi să vă puneți cum ar fi un facecam, adică să vă arate și fața. Aici este numărătoarea inversă, adică câte secunde vreți să așteptați ca să vă înceapă filmarea. Și mai multe opțiuni pe aici nu cred că sunt foarte ajutătoare. Aici la setări video veți da cam cum vreți să aveți setările. Eu aici am pus 720p și calitatea de 8.0. La FPS am pus 60 FPS-uri și puteți să vă modificați și voi dacă doriți. Cam ăsta este în mare parte tot ce trebuie să știți despre acest screen recorder. Dacă v-am ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem la următorul videoclip. La revedere!